Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, este uimitoare simplitatea și naturalețea cu care Marcu prezintă evenimentele legate de viața Domnului Isus. Și acest al doilea capitol este la fel de plin de acțiune ca primul. Este de fapt o continuare a capitolului 1, având în vedere că începe prin conjuncția copulativă și folosit atât de des de Marcu. Acest cuvânt scurt este liantul care leagă și păstrează legate toate părțile componente ale acestei evanghelii. El unește întotdeauna ceea ce abia a fost spus cu ceea ce urmează. Să vedem dar cum continuă această istorisire făcută de Marcu. Și intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile, s-a auzit că el era în casă. Observați că Isus a intrat în Capernaum după câteva zile. Am mai spus și în episodul trecut că Domnul Isus își mutase cartierul general din Nazaretul Natal la Capernaum. Acesta a fost centrul de unde a pornit Domnul Isus în drumurile lui pe toată durata lucrării sale publice pe pământ. Am văzut data trecută că Isus fusese nevoit să se retragă în locuri pustii din cauza că leprosul pe care îl vindecase nesocotise spusele lui și răspândise pretutind în vestea despre ceea ce îi se întâmplase. Mulțimile se strângeau în jurul lui și îl îmbulzeau, astfel încât Domnul nu putea să-și desfășoare lucrarea așa cum ar fi trebuit. Acesta este unul din motivele pentru care Domnul Isus nu a venit ca un taumaturg, adică un făcător de minuni. El nu a vrut ca aceasta să fie caracteristica sa generală. Domnul Isus nu vroia ca acest om sau oricare altul să vorbească despre minunile înfăptuite de el, pentru că Domnul venise pentru o lucrare mult mai importantă, o lucrare spirituală. El a venit să moară pe cruce pentru păcatele omenirii. Acest tip de publicitate aruncă Evanghelia într-un cont de umbră, ori Domnul Iisus Hristos cunoștea foarte bine lucrul acesta. Aș vrea să spun cu foarte mare sinceritate că unul din motivele pentru care am obiecții atât de puternice față de oamenii care pun mare accent astăzi pe tot felul de manifestări menite să producă o anumită atmosferă specifică primului veac, spun ei, seamănă pentru mine cu a pune căruța înaintea calului. Acum va timp, cineva mi-a spus, domnule predicator, cu tare predică Evanghelia la fel ca dumneavoastră și în plus are și o misiune de vindecare. Da, dar este el cunoscut pentru predicarea Evangheliei? Este acesta motivul pentru care vin oamenii la acele întâlniri? Se duc pentru a auzi Evanghelia și a fi mântuiți sau caută vindecări și tot felul de alte experiențe emoționale? Cred că avem nevoie în ziua de astăzi să reducem experiențele de acest fel la o amploare cât mai mică. Scopul nostru și însărcinarea noastră principală este aceea de a predica Evanghelia. În acest fragment din Evanghelia după Marcu, vedem că Domnul Isus a fost împiedicat din lucrarea sa din cauza minunii vindecării leprosului, astfel încât a fost nevoit să plece din capernaum. El a revenit aici ulterior. După revenirea lui în Capernaum, s-a auzit că Isus era în casă. Cuvântul casă din primul verset este articulat, ceea ce arată clar că este vorba despre o casă anume. Întrebarea este: despre ce casă este vorba? În primul capitol al acestei Evanghelii, ni se spune că, după ce au ieșit din sinagogă, au intrat în casa lui Simon și a lui Andrei. Aceasta ne conduce la concluzia că oamenii care l-au adus pe cel paralizat au desfăcut acoperișul casei lui Simon Petru. Acum, este greu de imaginat că el a asistat în liniște la această scenă, lăsându-i să facă ce vor. În cele din urmă era casa lui și trebuia să o protejeze. Dar, iată ce spune Marcu cu privire la acest eveniment. După câteva zile, Isus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu putea să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și, după ce l-au spart, au pogărât pe acolo patul în care zecea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Slujba Domnului Isus era una de predicare a cuvântului lui Dumnezeu și pe aceasta ar trebui să se pună accentul și astăzi. Este nevoie să punem accentul pe cuvântul lui Dumnezeu, pe integritatea și caracterul său infailibil. Rugăciunea mea în această privință este, Doamne, dă mai multă încredere în cuvântul Tău. Văd tot pasul ce a făcut acest cuvânt în inima și în viața atâtor oameni și știu ce a reușit să facă din a mea. Drept urmare, ar trebui să am o tot mai mare încredere în el. Trebuie să ne aducem mereu aminte că acesta este cuvântul lui Dumnezeu și nu se va întoarce niciodată fără rod la el. Este ceea ce spune Domnul însuși prin intermediul lui Isaia, capitolul 55, versetul 11. Mă bucur să citesc aici, în Evanghelia după Marcu, că Domnul le vestea cuvântul. Acum, atenția ne este îndreptată spre un alt grup. Este o delegație compusă din cinci persoane care se apropie venind pe drumul plin de praf spre Capernaum. În mijlocul grupului se află un om paralizat, care nici măcar nu ar fi reușit să ajungă până aici singur, pentru că zecea pe un pat, un fel de targă, de fapt. Ceilalți patru formează un quartet, fiecare dintre ei ține această targă de un colț. Iată, ajungi la casa cu pricina, numai că nu au cum să intre. Mulțimile de oameni ocupaseră și ușile și ferestrele. Am descoperit că unul din lucrurile cele mai des întâlnite în biserică astăzi este formarea de comitete, comisii, organizații. Comitetul este cel de care depinde adesea lucrarea slujitorului bisericii. Lucrarea bisericii este făcută astăzi în cea mai mare parte de comitete ale diferitelor organizații. Cineva a spus că aceste comitete sunt alcătuite din oameni care scriu procese verbale și irosesc timpul. Alcineva a spus că ele sunt alcătuite din oameni care, în parte, nu pot face nimic, dar adunați la oaltă pot decide că nu se poate face nimic. În multe cazuri, din păcate, cam așa se întâmplă. Sunt însă și numeroase comitete de inițiativă care sunt pline de compasiune față de cei din jur, asemenea celor care îl aduc pe slăbănog la Domnul Isus. Dacă s-ar fi procedat la fel și pe vremea lui Isus, aceste grupuri care blocau intrarea în casa unde era Isus ar fi alcătuit probabil un comitet. Cei de la ușă le-au spus că nu pot intra. Cei de la fereste le-au spus că pe acolo nu au loc. Așa că a rămas o singură alternativă, acoperișul. Pentru a reuși a fost nevoie ca acești patru oameni să desfacă acoperișul și apoi să coboare patul prin el, Probabil că atunci când au ajuns în prezența lui Hristos, au fost foarte stânjeniți, pentru că și-au dat seama că au întrerupt adunarea. Închipuiți-vă ce efect a avut această coborâre pentru desfășurarea manifestării respective. Nu știm despre ce anume predica Domnul Isus cu această ocazie. În orice caz, a fost nevoie de o pauză neanunțată. Sunt aproape sigur că Domnul i-a privit zâmbind pe acești oameni. De fapt, Chiar remarcă credința lor și pe baza ei se face această vindecare. Acum, lucrul acesta m-a deranjat vreme de câțiva ani, de fiecare dată când ajungeam la acest verset. Mi se părea că acest om a fost mântuit datorită credinței celor patru care l-au adus la Isus. Fiule, păcatele sunt iertate, spune Domnul. Dar pe măsură ce am studiat mai profund, mi-am dat seama că nu credința lor l-a mântuit pe acest om. Domnul Iisus a apreciat credința lor, dar sunt sigur că și cel slăbănog a avut această credință că poate fi vindecat. Acum, mai este un aspect de care trebuie să ținem cont. Nu numai vindecarea este important aici. Domnul Iisus îi spune omului că păcatele îi sunt iertate și aceasta se face pe baza credinței sale. Este minunat, dragul meu, prieten, să ai o mamă credincioasă, dar nu vei merge în cer numai pentru aceasta. Este grozav să ai un tată credincios, dar el nu poate să te mântuiască. Trebuie tu însuți să ai credință. Voi trebuie să fiți cei care cred, nu părinții voștri, dragii mei. La o cercetare mai atentă, observăm că nu credința acestor patru oameni l-a mântuit pe cel paralizat, așa cum spuneam, Credința acestor oameni l-a adus în locul unde putea să-l audă pe Domnul Isus, vorbindu în mod nemijlocit, personal. Când le-a văzut Isus credința, înseamnă mai degrabă credința lor de a aduce pe cel paralizat la el. După ce a văzut acest lucru, Isus s-a ocupat personal de cel paralizat și a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Este ceea ce aminteam, este baza pe care Dumnezeu i-a iertat păcatele acestui om. Dragii mei, și astăzi avem nevoie de purtători de targă, de oameni cu acest fel de credință, compasiune, care se aducă pe cei nemântuiți în biserică, acolo unde pot auzi cuvântul lui Dumnezeu, pot auzi Evanghelia. Mulți oameni suferă în prezent de o paralizie sufletească, o paralizie cauzată de păcat, de indiferență sau de prejudecăți. Foarte mulți oameni nu vor ajunge să intre într-o biserică în care se predică Evanghelia dacă voi nu apucați de un colț targa pe care se află pentru a aduce înăuntru. Aceasta au făcut acei patru oameni. Ei au avut atâta credință încât l-au adus pe acest sărman om la Isus. Domnul a avut apoi posibilitatea să-i se adreseze direct și să-i spună acele cuvinte binefăcătoare. Dar, la fel ca și în alte situații, pe lângă cei ce fac bine apar și contestatarii unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Aceștia sunt oponenții lui Isus. Ei nu își spun gândurile cu glastare. Deși greșesc în prima privință, au dreptate în a doua. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Niciun judecător nu poate să-i lase nepedepsiți pe cei care încalcă legea. Datoria lui este să aplice această lege. Dumnezeu este conducătorul moral al acestui univers și trebuie să-și apere legea sa. Dumnezeu nu poate să încalce legea. Nu poate pentru că El este drept. El respectă legile pe care le-a făcut și legile Lui sunt implacabile. Ele nu s-au schimbat nici astăzi, și, conform acestor legi, noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de iertare pentru păcat, și el ne iartă. Dar să nu ne lăsăm înșelați de gândul că Dumnezeu ne iartă datorită inimii sale mari, nu? Dumnezeu ne iartă datorită faptului că Hristos a plătit datoria păcatelor noastre. Domnul Isus, în cuvintele pe care le adresase slăbănogului, nu făcea niciun fel de blasfemie. El este Dumnezeu. Și putea să ierte păcatele pentru că a venit pe pământ cu scopul de a aduce mântuirea pentru mine, pentru tine și pentru omul paralizat. Dar să vedem răspunsul Domnului Isus. Îndată, Isus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Domnul Isus încearcă să-i provoace la discuție dar, din experiența pe care o avut-o până acum, știau că nu pot ieși învingător dintr-o confruntare cu Domnul. Așa că decid că cel mai bun lucru pe care pot să-l facă este tăcerea. Și Domnul le zice mai departe. Ce este mai lezne? A zice slăbănogului, păcatele -ți sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă. Aceasta este o întrebare la care ei nu aveau cum să răspundă tac în continuare, așa că domnul poate să le mai spună ceva. Vedeți, el le cunoștea gândurile. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, versetul 25, este scris Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Acum Domnul Isus îi punea cu adevărat în încurcătură pe acești cărturari. Este mai ușor să ierți păcatele acestui om sau să-l faci să se ridice și să umble. Deși nu au răspuns, sunt sigur că ar fi spus că ambele variante sunt la fel de imposibile. Numai Dumnezeu le putea face și pe una și pe cealaltă. Acest răspuns este corect și de aceea i spus Domnul Iisus celui paralizat să-și ridice patul și să umble. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Un comentator scoțian spunea că Isus i-a poruncit celui paralizat să se ridice, să-și ia patul și să umble, ca să arate că acesta nu va mai reveni la starea dinainte: nu va mai fi la pat niciodată, ci va merge ca un om perfect sănătos. Vindecările Domnului Isus nu erau făcute cu jumătate de măsură. Se întâmplă la fel și cu vindecarea sufletului nostru. Când Domnul Isus vine cu iertarea sa, el nu numai că uită, șterge păcatele noastre, dar ne dă și o natură nouă, care urăște păcatul. El merge până la capăt cu cei care doresc vindecare de plină. Acum, acțiunea continuă aici, chiar dacă de această dată nu mai este vorba de o minune. Așa cum am spus, Marco este un om al acțiunii și Evanghelia lui este plină de acțiune. Isus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea după el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis, Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Aceasta este chemarea lui Levi sau Matei. Matei aparținea seminției lui Levi. Gândiți-vă că acest om aparținea seminției preoțești și nu era nici mai mult, nici mai puțin decât un vameș. De asemenea, aici am putea avea un răspuns la întrebarea privitoare la cele 10 seminții pierdute. Acesta este unul din multele locuri în care găsim o persoană din alte seminție decât Iuda. Cele 10 seminții nu sunt pierdute. Iată chiar aici una din aceste seminții. Un bărbat din seminția lui Levi devine ucenic al Domnului Isus. Vă amintiți poate că Matei nu spune nimic în Evanghelia sa despre faptul că a dat un ospăț la care a invitat câțiva prieteni care nu puteau fi decât oameni păcătoși. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu cenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vame și, și cu păcătoși, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vame și, și cu păcătoși? Ați observat, desigur, că aceste trei versete menționează de trei ori faptul că la ospății erau invitați vame și, și păcătoși. După toate aparențele, nu exista niciun om bun pe listă. Nimeni din elita cetății nu se afla acolo. Remarcați și faptul că vameșii sunt trecuți înaintea păcătoșilor. Ei erau aceia care încasau taxele și impozitele acelei vremi. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Uimitor răspuns. Nu chem doctorul când toată lumea este sănătoasă. Numai când ești bolnav vrei să chem medicul. Domnul Isus a spus că nu a venit să-i cheme pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. El a spus acest lucru pentru că de față erau numai păcătoși. În ziua aceea, în acel loc, se strânseseră oameni de un singur fel. Nu se afla acolo niciun om neprihănit, dar fariseii erau convinși că ei sunt neprihăniți. Ucenicii lui Ioan și farisei obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus: Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Ei erau sub lege, dar legea nu conținea niciun fel de instrucțiuni cu privire la post. Dumnezeu a dat poporului său șapte sărbători, nu zile de post. Dar nu problema postului era aceea care iardea ardea pe ei. Ei nu erau mulțumiți de Domnul Isus datorită întregului său comportament, nu numai datorită acestui lucru legat de post. Isus le-a răspuns: Oare pot posti în unta și câte vreme este mirele cu ei? Câte vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Cu alte cuvinte, Isus le spune că este mult mai important să aibă o relație personală cu El, să se bucure de părtășia cu El, decât să postească. Același lucru se întâmplă și astăzi, dragi prieteni. Una este să fii un om religios și să arborezi o mină pioasă, și alta este să te bucuri de părtășia cu Domnul Isus Hristos și să-l iubești. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi, și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Domnul ne oferă două ilustrații pentru această viață de dragoste și părtășie cu el. El spune că nu a venit să îmbunătățească legea nu a venit să adauge ceva la legea mozaică. Nu a venit să dezvolte sau să, să noiască acest sistem. Domnul Isus nu a venit să pună un petic la o haină veche, ci să ne dea o haină nouă nouță. Sub lege contau foarte mult faptele oamenilor, iar aceste fapte se asemănau cu o haină veche mâncată de moli. Domnul nostru a pregătit o haină nouă a neprihănirii care va fi dată păcătosului care se încrede în Hristos. Aceasta îi va permite să stea înaintea Dumnezeului Atotputernic. Acesta este lucrul minunat și glorios pe care îl spune Domnul în aceste versete. Domnul nostru nu a venit să extindă sau să reproiecteze sistemul sau religia legii din Vechiul Testament. El a venit cu ceva cu totul nou. Și această noutate consta în faptul că el a venit să moară pentru păcatele lumii. Dragul meu, trebuie să iei în considerare acest lucru. Domnul Isus vorbește aici despre bucurie, despre pace, despre liniștea care decurg din relația cu El. Este vorba de a dezvolta un obicei, o opioșenie falsă, nenaturală. Ea va veni singur atunci când ești în relație cu domnul dragostei. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.